Astăzi vorbim despre arhitectură și acustică. Nu sunt niște domenii la care aș spune că Ia, sunt... 2, 2, 2, 2, 2. Acustica nu e chiar nu prea corect e. Aici. Avem un delay. Aici e un delay, nu e acustică bună. Pentru că, uite, contează foarte mult canapeaua aceea. Care absorbe că nu e acolo, da. Pentru că absorbe sunetul. Da. Paul, de ce am nevoie ca să mă bucur de o interpretare bună în afară de interpretul care își face treaba foarte bine? La un concert live, la un concert, da. De o acustică bună a sălii, bineînțeles. Influențează enorm. Influențează foarte mult poziția în care stai într-o sală, dacă sala nu este tratată acustic corect. Mm-hmm. Tratamentul acustic al unei săli înseamnă niște specialiști care lucrează special pentru o sală de concerte. Pentru că au vrut să refacă sălile de teatru, au stricat acustica. Au scos din materiale, au pus că auzi că e mai bine așa, au căptușit frumos cu niște mochetă. În secunda aia au distrus aproape tot sunetul, că tot sunetul se duce în mochetă și în... În perioada festivalului, bineînțeles că sala Palatului este centrul acțiunii, uh-huh. Așa. Avem o echipă din Europa care tratează sala uh-huh. special pentru acest eveniment. Sunt mai multe corpuri care se adaugă, un soi de scoică, dacă vrei, care este amplasată special pentru ca sunetul să îți vină cât mai corect în sală, uh-huh. pentru că până la urmă e vorba de calitatea audio. Sala Palatului inițial nu a fost construită pentru așa ceva. A fost construită mai degrabă să aibă o acustică foarte liberă, în sensul că... Să ducă sunetul unde vrea el. Da, să se propage sunetul cât mai mult pentru plenarele, renumitele plenare. Aha. A fost construită în perioada comunistă pentru tocmai plenare, să sune, da, cât mai multe aplauze, se pare că sunt mai mulți. Ca pe stadion. Apropo, stadionul pentru o orchestră este aproape crimă. Este foarte greu de sonorizat, de captat. Și, păi și concertele astea pe care le avem noi în piața nu știu care, în piața nu știu care? În general nu prea sunt cu orchestre din câte ai văzut. Aha, okay, da. Și dacă sunetul este amplificat, deja lucrurile se schimbă. Am înțeles. Pentru că vorbim de un mixaj și atunci e altceva. Tell me the good things. Avem Ateneul Român, o sală superbă și care, circulară, datorită formei, adică forma are o acustică e perfectă, de ajutor. Are da. o acustică? Nu cred că există în lume acustică o perfectă. Sală cu acustică perfectă. Dar oricum. Există câteva săli renumite, cum ar fi cea din Paris sau și în Berlin și mai avem în Germania. De curiozitate întreb, și la teatru sunt locurile alea din spate care se plătesc mai prost, adică biletele costă mai ieftin. N-ar trebui să fie așa într-o sală de concerte. De fapt, n-ar trebui să fie n-ar așa, trebui, nu? Pentru că sunetul cel mai bun, de fapt, într-o sală de concerte nu este în față. Mm. Ar fi undeva la mijloc, mm-hmm. de fapt. Mm-hmm. Dacă vorbim de sală dar de auzim diferit, cu sunet, chiar auzim diferit din modul în care stăm, adică dacă eu stau aici, tu stai mai în spatele sălii sau... Bineînțeles. Auzim diferit, așa e altul. Bineînțeles. Dacă vorbim de sală amplificată, puțin măcar, mm-hmm. ideal ar fi să stai cam în zona în care stă și sunetistul. Aha. Pentru el aude acolo, cel mai bine. Dar dacă nu, cel mai ok este din față, dar nu în primele rânduri. Mm-hmm. Adică din față mijloc, acustică muzicală. Să vorbim puțin despre fenomenul acustică muzicală. E vorba până la urmă de fizică, pure physics, dacă vrei. Sunetul este emis și apoi se propagă și de aici se lovește încolo, de perete. De aici încolo depinde se foarte mult în urechile noastre. De ce se lovește și mm-hmm. cum facem noi ca sunetul emis de un instrument să ajungă cât mai corect la noi. Mm-hmm. Este un lemn, parcă, sau ceva, un anumit... Se folosesc materiale diferite, plută, lemn... Nu catifea, în orice caz. Nu catifea sau nu pentru asta se folosește. Nu material, că nu material. La, urmă, la acustică vorbim și de difuzie, dar și de absorpție. Da, da, da. Acustica arhitecturală se ocupă și cu izolarea dinspre și către exterior a clădirilor, izolarea spațiilor din interiorul clădirii, amortizarea vibrațiilor, rezistența la cutremure, o paletă de direcții pe care le poți aborda prin acustica arhitecturală.
tratamentul care se face specializat este ameliorarea acustică a unui spațiu, care se face de obicei cu adosarea de materiale noi, absorbante sau reflectante sau care provoacă difuzie. Fiecare spațiu are amprenta lui. Forma lui determină și amprenta timbrală a spațiului, rezonanța lui. În general, spațiile sunt construite paralipipedic. Orice sală de clasă, orice sală de spectacol au o formă paralipipedică. Ea nu este una chiar generoasă din punct de vedere acustic și atunci dacă aceste săli de spectacol ar fi construite de la bun început într-un regim strict relativ la acustica spațiului, unghiurile de 90 de grade nu sunt dorite, sunt mai bune unghiurile obtuze și atunci spațiile devin trapezoidale. Ați văzut că marile săli de spectacol sunt trapezoidale și au o formă jucată, ca să-i spun așa, tocmai pentru a sparge reflexiile nedorite. Nu există o acustică perfectă a unui spațiu, pentru că acustica este un domeniu subiectiv. Un spațiu bun sau rău este generat de părerea ascultătorului sau de către părerea muzicianului. Și din punctul ăsta de vedere nu există spații perfecte. Există, în schimb, spații unanim acceptate ca fiind printre cele mai bune. După părerea mea, sala radio este singura care este construită în acest scop, adică în scopul unor concerte de muzică clasică sau în scopul unor transmisii radiofonice și este dotată, din acest punct de vedere, cap-coadă. Deci are o destinație integrală pentru așa ceva. Celelalte săli, Ateneul Român, este de asemenea o sală destinată lucrărilor simfonice. Timpul de reverberație e destul de mare, după părerea mea, pentru acel spațiu. Inteligibilitatea, de asemenea, scade odată cu absența spectatorilor din sală. Pentru că o sală goală sună într-un fel și o sală plină cu oameni sună în alt fel. Și atunci până și gradul de ocupare al unei săli generează o acustică diferită de la un spectacol la altul. Reverberația unei săli de spectacol destinată muzicii simfonice este mai mare decât reverberația unei săli de spectacol destinată unei conferințe sau unui teatru dramaturgic sau unei operete. Toți acest timp de reverberație sunt conformi unui grad de inteligibilitate minim cerut ca să poți să distingi mesajul. Și atunci e firesc ca sălile să fie diferite. Într-o sală de aproape, inginerul de sunet ce face? Are ce căuta acolo și mai are locul? Păi, dacă vorbim de amplificare, bineînțeles, dar dacă vorbim de o sală foarte bună în care nu există amplificare, ci este totul la rece, atunci nu mai are niciun sens inginerul de sunet. Deci înțeleg de că inginerul... În momentul acela, inginerul de sunet, de fapt, este dirijorul. Da, pentru că el reglează intensitatea tuturor instrumentelor. De fapt, dirijorul este și un inginer de sunet. Dacă stai să te gândești. Da. Cu ajutorul gesturilor, reglează intensitatea fiecărui instrument, practic, ca și asta cum ar mixa inginerul de sunet. Un inginer de sunet. Cea mai mare claritate în acest moment, dacă o luăm efectiv, fizic, e real life, adică viața reală, da. Pentru că e puțin mai bine și decât 4K și decât Full HD, vă promit, și voi știți cu siguranță asta. De-aia noi tot ținem să și vă invităm și tot spunem să veniți în sala de concert pentru o experiență live, o experiență vie, o experiență aproape de nerepetat, pentru că dacă... Na. Cu siguranță de nerepetat, adică nu... a doua oară nici tu nu joci la fel. Exact. Veți fi mândri că ați fost la concertul din seara aia, în anul ăla, voi ați fost acolo în sală. O, da, știi că sunt interpretări. Da, da, categoric. Care au rămas în istorie. Ontologice, da. Haideți sala de concert. Vă așteptăm. Experiență completă. Pentru experiență completă, intrați în sala de concert. Uite ce drăguț. Sunt Marius Manole. Sunt Paul Ilea. Și aici încheiem episodul de astăzi. La revedere!